Bună ziua, mă numesc Valeria Popa, sunt asistent social în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, aflat în sectorul 6. Serviciile pe care le oferim sunt consiliere socială, consiliere psihologică, activități de abilitare-reabilitare, unde intră și acest atelier de ergoterapie. Bună ziua, sunt Andreea Cot, iar acesta este atelierul de croitorie din cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul DGSPC Sector 6. Am participat și mi se pare un curs foarte interesant, mai ales că pentru mine a fost prima dată când făceam croitorie. Am învățat cu ajutorul doamnei Marinescu să cunoască tainele mașinii de cusut. Primii pași pe care i-au făcut au fost de a trasa câteva linii simple pe material. După cum observați, au la dispoziție două mașini de cusut și o mașină de surfilat. Primele produse obținute au fost fețele de pernă și un cerceaf. Ceea ce ne dorim pentru aceste persoane cu dizabilități, ne dorim inserția pe piața muncii. Noi oferim cadru propice pentru a putea să dezvolte această abilitate. Ne dorim ca acești tineri să poată sparge acele bariere de persoane cu dizabilități și să poată fi inserționați pe piața muncii într-un atelier de croitorie, într-o fabrică, de ce nu?